Toți artiștii îl distribuiau pe Van Damme că le asculta melodiile în mașină și le era la mare și prins cu mine. Nu mai zic, mă, nimic. V-am lăsat să vă bucurați și voi un pic. Ăla e boss. Hai! Celebrul actor Jean-Claude Van Damme a devenit subiectul de discuție al momentului după ce și-a făcut apariția în România. După ce un tânăr l-a filmat în mașină în timp ce ascultau manele, acum Van Damme a fost surprins în compania lui Dani Mocanu. Cântărețul a făcut un TikTok alături de Jean-Claude Van Damme, în care a cântat o melodie special pentru cunoscutul actor. Action. Pentru Ștrun, fratele meu, pentru domnul Iancu, fratele meu, pentru Mihai, fratele meu, pentru Gone Barbaru, fratele nostru, și pentru Van Damme, fratele nostru. Iau și spune: cum este ziua de Paște, ca Van Damme nu se mai naște, mă! Haide, mă! Ia-mă-ți! Îi cântă Dani Mocanu, care a spart-o cu totanu. Haide, mă! Lași și mamă, lași și casă, ca să-mi fac viața frumoasă. Bine, mă! Îmi las mama și nevasta, să plec în lume cu ăsta, mă! Bine! Bine! Guys, băieți, yeah.